Cu bagajul în spinare, pornim cu mare emoție spre un tărâm necunoscut mie, Retezatul. Parcul Național Retezat are o suprafață de circa 38.000 de hectare. Ne așteaptă 80 de lacuri, 20 de vârfuri de peste 2.000 de metri și multe specii de plante. Cel mai întins dintre lacuri este Bucura, cu o suprafață de aproape 9 hectare. Încet, Retezatul își arată minunile. Pătrundem într-o lume fantastică cu un trecut fabulos. Ca în basme, pădurea pare să ridice în calea noastră tot felul de obstacole. Coborâm cu grijă pe poteca abruptă, șerpuită de trunchiurile copacilor. Descoperim pădurea de conifere în toată splendoarea ei. Brazii falnici te îmbujorează cu mireasma lor. Pârâurile te încântă cu glasul lor cristalin. Cascade desprinse parcă dintr-o anume poveste, flori care te îmbată cu mirosul lor. În stratul ierbos se dezvoltă și numeroase specii de ciuperci. O vreme împărțim bucuriile naturii cu animale care pasc liniștite, cărora nici nu le pasă că cineva tocmai le-a pășit tărâmul. Culorile amestecate ale naturii îți dau puterea să mergi mai departe, să cucerești noi înălțimi. Ajungem tot mai aproape de nori. Avem impresia că nimeni n-a mai trecut pe aici, doar câte o grămadă de pietre ne amintește de mâna omului și câte o cruce ne spune că muntele și-a luat din când în când tributul. Cărarea spre vârf e tot mai anevoioasă, încât cu greu îți faci loc printre stâncile golașe. Nu renunțăm, chiar dacă în stânga și în dreapta nu vezi decât un gol imens. Pentru prima dată în viață pot spune că sunt cu adevărat cu capul în nori. Vârful Peleaga mă face să mă cutremur și, ținându-mă strâns de stâncă, abia dacă mai pot zâmbi spre obiectivul aparatului de fotografiat. Am ajuns unde n-am sperat că va ajunge vreodată. De acum nimic nu mai pare greu. Cu pași mici coborâm spre tot ce am putut lăsa pentru un timp în urmă. Ne odihnim puțin pe marginea lacului Stânișoara și cu bucurie în suflet ne vom continua drumul spre întoarcere. Privești încă o dată semenția muntelui pe care l-ai trecut și sper că nu vei mai lăsa să treacă mult timp până vei fi iar pe munte. Ne întoarcem spre casă cu mulțumirea că nu mai contează greutatea traseului, te gândești doar la ceea ce ai văzut gravat de către cineva pe o stâncă. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne!